Ce rasă de câini? Amstaff. Al aveți înregistrat la poliție? Nu. Deci este aveți o serie de obligații... Este de agresivitate? Și pe bulu? Mai rău. Deci, Știam că doar pe bulu. Un copil care a trecut prin zonă s-a speriat de cei doi câini. S-au speriat chiar când au trecut lângă voi. Obligația ta. Nu, eu zic, ca să înveți. Ai fost sancționat cu suma de 1500 de lei, e minimul în acest caz, maxime 3000 de lei. Pentru a preveni faptele antisociale, jandarmii brăilene au avut în atenție și scările de bloc unde se pot produce fapte de tulburare a ordinii publice, zonele apropiate localurilor tip cafe-bar, părculețele, dar și alte zone periferice ale municipiului. Pe timpul misiunii, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila au depistat 12 persoane care consumau băuturi alcoolice în locuri publice neamenajate, în acest sens sau tulburau liniștea publică prin muzica ascultată la intensitate mare. Hai, în picioare toată lumea. De ce aruncați berile? Și le-ați aruncat unul, că-ți dă vampă. Dacă ești arogant, dați-le poate mă din care aveți. Hai, la plăcut. Hai, executăm controlul corporal la fiecare. Lasă-mă să-mi zici acolo. Ce faceți aici? Petrecere? Domnișoara, da, trebuie să iei cu. Pe timpul misiunii executate, jandarmii brăilene au sancționat contravențional 12 persoane pentru consum de băuturi alcoolice în locuri publice neamenajate în acest sens sau pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Alte două persoane au fost sancționate contravențional cu câte 1500 de lei pentru că plimbau doi câini din rasa celor periculoși fără a deține botniță, 32 de persoane fiind delegitimate și avertizate asupra modului de comportare în locuri publice.